O familie din județul Dolj a fost rănită într-un accident de circulație petrecut sâmbătă după amiază pe centura ocolitoare a municipiului Caracal. Părinții și cei trei copii au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce bărbatul nu a respectat semnificația indicatorului stop și a intrat într-o mașină care circula regulamentar. În accident a fost rănit și șoferul celuilalt autoturism. Toate victimele au fost transportate la Spitalul Municipal Caracal. În urmă cu o săptămână, un alt accident s-a produs în același loc. De la începutul anului, în zonă, au avut loc mai multe evenimente rutiere, pentru că șoferii nu opresc la indicatorul stop. Șeful serviciului rutier Olt, Cristian Tița, a declarat pentru Olt TV că în perioada următoare, în zonă, vor fi montate limitatoare de viteză pentru prevenirea accidentelor de circulație.